Cele mai frumoase peisaje de toamnă. Verdele frumos dintr-o toamnă plăcută. Peisajele toamnei. Un apus de soare minunat. Și acest copac care îl știu din copilărie, de prin anii 1982-1983, de când aici veneam și ne scăldam în copilărie. Un copac foarte mare. Și aici este râul în care făceam baie noi în copilărie. Râul unde făceam noi baie, aici la Bolovan. Așa se spune aici, barajul dărâmat. Acești bolovan, stânci, pereți, nu știu cum să le numesc. Aici cred că făceau parte din baraj, fostul baraj. El și de foarte mult. De foarte mulți ani. Și copacul, bineînțeles, care a rămas, e mare, imens. E imens copacul. Un copac mare a rămas și în zilele de astăzi. Așa spuneam noi în copilărie, la barajul Dărâmat sau la Bolovani. Aici ne scăldam noi și aici veneam să steam pe iarbă și ne uscam aici, pe acești bolovani. Acolo era odată un iaz, așa spunem, pe iaz, și acolo am făcut baie, era un iaz mic, era și pește înăuntru. Bineînțeles că aici nu era niciodată aleea asta, parc. Aici noi, în copilărie, luam tene și
Îi țineam în mână și mergeam de scurs prin iarbă. Era foarte plăcut. A ieșit și luna minunată, cum s-a rupt acel copac atârnă exact pe marginea pământului. Avem un parc frumos în care poți să te relaxezi. În anii aceia, în 82-83, nu era niciun parc, deci era doar așa cum se vede, doar iarbă atât, în rest nu era nimic. Natura încă mai este frumoasă și la ora actuală la această toamnă. O toamnă de 2020, sfârșit de 2021. O plimbare duminicală de toamnă plăcută, perfect pe marginea râului. Un râu care mi-aduce amintiri plăcute în aceste locuri. Aici veneam și făceam baie cu prietenii, bineînțeles în vacanțe de vară, frumos. Era foarte plăcut. Copilăria noastră era foarte minunată.
Luna plăcută și-a făcut apariția. Ia să vedem dacă se vede râul pe aici. Eu, dacă mi-aduc bine aminte, și sigur mi-aduc bine aminte, aici nu au crescut așa copaci ăștia, nu știu cum să-i numesc. Aceste crengi nu au fost atunci, nu? Pentru că noi veneam și făceam baie aici la pod, la Mihai Bravo. Aici e undeva, am spus, la Bamarta, la barajul Dărâmat, acolo. Nu erau acești boscheți, acești crengi, nu erau. Au crescut în timp. Aici era fost podul Mihai Bravo, avea o punte, se rupsese din cauza la inundații, că a fost inundații cum a fost și s-a rupt. Și noi coboram pe undeva pe aici. Exact undeva pe aici coboram. Acolo jos, uite, acolo jos făceam noi bani în copilăria. Nu se vede bine telefonul. Și încheiem astăzi cu o duminică plăcută de toamnă aici pe râul Ialomița, la podul Mihai Bravo și către barajul Dărâmat. La Bolovan, așa spune în copilărie. Și mai făceam baie și la Hume, bineînțeles, la Hume. Locuri care aveau denumiri. Vă doresc o zi bună în continuare tuturor.